într-adevăr, 2 februarie este o zi marcantă în istoria neamului nostru moldovenesc. Este ziua când s-a înființat statul moldovenesc de voievodul Bogdan I și pentru noi este un eveniment foarte important pentru că este ca o zi de naștere a statului moldovenesc. Și statul moldovenesc are mai mult de peste 600 de ani. Organizațiile noastre, Mișcarea de Tineret Voievod, Guvernul Tinerilor, organizația YMC, întotdeauna noi am promovat aceste date, am venit cu inițiative în diferiți ani la conducerea țării și nu n-am fost auziți. Este foarte binevenită această idee și noi vrem să mulțumim șefului statului și suntem receptivi la ceea ce este inițiativ. Perspectiva dezvoltării statului Republica Moldova este numai de a cunoaște rădăcinile, de a cunoaște aceste evenimente istorice. Pentru că de ce avem nevoie de istorie? Iarăși în istorie este acea programă a acestui succes pentru poporul nostru, pentru națiunea noastră din evenimentele care s-au petrecut, noi putem să luăm niște lecții, putem să cunoaștem, putem să vedem niște lucruri foarte importante. Și să nu uităm că, iarăși, noi suntem un popor care avem locul nostru în centrul Europei și suntem un popor, unul din cel mai vechi popor din Europa. Moldova, țara Moldovei, de fapt, iarăși, cu mult mai înainte s-a născut, cum sunt acum Ucraina, România și alte state europene. Cu atât mai mult noi primim foarte bine ideea care, de fapt, am promovat-o atâția ani, că a doilea drapel istoric trebuie să fie drapelul lui Ștefan cel Mare. Pentru că acest drapel, strămoșii noștri cu acest drapel au oprit cele mai mari armate ale lumii care au cucerit Constantinopolul, dar țăranii noștri au oprit armatele acestea mari și au putut să lupte pentru libertate, cum a spus Petru Țuțea. O căruță de țărani au ținut în șah imperii. Dar țăranii acestea și ne sunt strămoșii noștri care au trăit pe acest pământ, care au păzit această țară Moldovă, care s-au numit întotdeauna moldoveni și noi trebuie să ne mândrim că suntem strănepoților, trebuie să ne mândrim că suntem moldoveni. Într-o această eră informativă să nu pierdem istoria, să nu pierdem datele noastre, să nu fie falsificată istoria și noi vedem în mare parte multe țări își falsifică istoria și o transformă într-o propagandă. Și asta este foarte rău, pentru că ajung generații și ei nu-și cunosc istoria corectă care a fost cu 30, 40, 50 de ani în urmă. Eu sunt foarte optimist într acest gen, pentru că multe lovituri au fost date peste poporul nostru moldovenesc, multe perioade am avut foarte rele, dar s-au păstrat ceea ce avem, limbă, cultură, tradiție și eu totuși cred că pe viitor această tendință trebuie să o ținem, să cunoaștem, să știm, să învățăm, că este un lucru foarte bun.